Înțeleg, de asta umblă bărbații la futut. Da, pentru că nu, se, nu le fut femeile prea bine. Noi sug, nu? Că am mai auzit despre asta. Ok. Ce o să devină de aia? O mare curvă. De ce cash la sub? Le dai de sărbător și tot anul ce mănâncă pula. Scuze. Ai uitat vreodată numele unui bărbat? Ioi, da. Pe care l-ai întâlnit? Da, bă, și am pronunțat alt nume. Bărbații sunt proști? Nu toți. Dacă dai bani, nu clar că îți trebuie și ceva în schimb? Sau... o plăcere sexuală? Să râdem în seara asta, nu? Da. Că de asta ne-am adunat aici. Larisa, yeah. Vreau să facem o seară senzațională. Dar înainte de toate vreau să discutăm un pic și despre meseria asta mea pe care o practic eu, știi? Corect. Așa numitele fațete. Așa. Și fațetele dentare înseamnă pentru tine încredere sau schimbare? Păi totodată și o schimbare, clar. Dar ce încredere în tine, pentru că îți dă așa o chestie că gen arăți bine. Știi că natura contează cel mai mult la o persoană, nu? Primul impact. Când te vezi cu cineva, tu ești direct la gură și după la față. Nu? Nu cel știu, eu am alte perspective că-s bărbat, știi? Și bărbații de obicei, prima oară o femeie pe care o cunoști nu-i zâmbește. Nu-i zâmbești. Nu. Nu-i zâmbești? Nu știu. Îi zâmbești sau nu-i zâmbești? Bărbații de obicei la ce se uită? La cur și țâțe. Exact. Pune zâmbetul pe locul 3. Da, ok. Da, și noi la ce drag ne uităm? Nu știu, la zâmbet, la bărbați, da, nu? Da, și după la corp. Dacă arată bine, dacă nu arată. Da. Hai să revenim la ale deci, noastre. Îți dă și încredere în tine. Okay. Că te simți mai altfel. Dar... care e a doua? Trebuie să fie și a doua. Da, îți dă încredere, nu știu, eu așa consider. Cât de mult te ajută fațetele? Adică după ce spui fațete, cât de mult te ajută? 100%. În ce sens? După ce dai din cur și din țâțe pe urmă și poți zâmbi frumos? Sau? Exact. E mai... arată bine, nu știu. Dă bine, nu? Da. Dă bine pe sticlă. Și acum motivul pentru care fetele își pun fațete? Motivul pentru care fetele, nu știu. Fac diferența în viață fațetele astea? No, e o diferență, clar. Știi cum e? De încredere? Da, de încredere. Să lăsăm celelalte abordări, adică așa să le numesc, adică cur și țâțe, știi? Da, da. Clar, da. Ajută, nu? Ajută. Prea mult. Vreau de la tine trei sfaturi. Aoleu. Pentru oamenii care își doresc să-și pună fațete. Hai să fim serioși iar din nou. Să încercăm să vedem dacă reușim. Încerc, dar nu știu dacă ai trei sfaturi. Nu știu. Hai. Primul sfat. Clar că sfătuiesc pe toată lumea să-și pună. Ok. De ce? Puneți. Că... deci primul, puneți. Impunător, da? Imperativ. Clar. Al doilea? Clar. Al doilea poate să fie faptul că e o schimbare prea mare. Jur, chiar okay. E o schimbare prea mare. Adică okay. Eu văd după mine. E prea colgăit. Prea bun, prea ca la țară, da. Ca iaurtul ăla. Sau? Mm-hmm. Exact. Și ar fi păcat. Nu știu, să rămâi așa, să nu faci o schimbare. Da, adică, nu știu, eu consider că e păcat să nu-ți faci dantura, să nu-ți pui fațete. A, eu mă gândeam la altceva, ok, am înțeles. Da, tu... acum vreau să trecem un pic într-un alt repertoriu. Deci anterior am făcut un podcast cu S-Boy, știi? Ok. În care trapperi ăștia au tot felul de clipuri în care se etalează cu cash. Se etalează cu cash în tot felul de videoclipuri pe care ei le produc. Și acum întrebarea mea pentru tine este: de ce cash la sutien? Păi ar fi, nu știu, ar fi culmea să-ți dea așa. Bine, uite, de exemplu, eu fiind și în domeniu, sunt unii dintre ei care sunt așa cu bun simț, îți dau în mână. Dar, de exemplu, alții
Parcă se simte așa, parcă te-ar ști pipăi. Nu știu când... Adică da. Când îți bagă cineva bani la sutien, te pipăi? Sunt unii, da, dar te tragi frumos, știi? De când dă-te dracu cu bani. Pui banii sau stai să pipăi? Acum depinde și câți bani bagă, sau? Mă, să știi că n-am avut de la 50 de lei în sus, da? Da. Da, sunt acum, nu. Mai ales când deja bei un pahar, bei două, prins tu pe mai mult. Deci, mă refer la, la bărbați, faptul, nu? Că îți bagă cash-ul, da. Bărbații asta fac prin tupeu dacă beau un pahar, două, păi fără așa a bea un consider pahar. La club, că nimeni nu, adică n-ai cum să mergi din primul program să aștepți să vină toți să-ți dea bani. Mm-hmm. Prima dată stau toți cu telefoane, cu ale poze, plictisitor. E, după ce bei un pahar, două, altfel, știi? Te simți mai încălzit? Băutura ajută, nu? Sau mai nou? Mă, eu nu prea cu băutura. Dar nu despre tine vă da, aici. Eu vorbesc la mod general, că nu prea cu băutura. Da, de exemplu, unii bărbați, asta simt eu, că dacă după ce beau un pahar, parcă altfel îi simt, știi? Vin așa pe lângă tine, papa. Îți mai încălziți, mai nu? Un Facebook, mai un Insta. Da. Dar mai nou îți dau modă și alte lucruri. Despre asta nici nu vorbesc. Ma. Că am văzut că tinerii din ziua de azi cam fac asta. De ce cam oare? Toți. Te ajută să fii mai bărbat? Nu. E totul psihic. E o prostie. În primul rând, faptul că îți distrugi așa viața. Pentru că nu te știi limita și gen dacă continui, clar că nu-ți fac bine toate astea la un loc. Dar nu știu, deja generația în ziua de azi nu mai e cum a fost înainte. Acum câțiva ani. Toată lumea, gata. Tragi un așa, bei un pahar, mergi cu aia o așa și gata. Ai curaj să bagi mâna la sutien, nu? Sau îți dă curaj să bagi mâna la sutien? Da, sau? Da, clar. Cum ai ajuns dansatoare? Bă, de mică îmi plăcea să dansez. Dar de mică, de mică. Dar mie n-au fost de acord. Adică nimeni nu mă susținea. Și aveam 16 ani, perioada aia. M-a chemat o cunoștință, un prieten la un clip. Na, clar că la ei nu le-am zis că merg la clip. După ce l-am filmat, că știam că poate nu mă lasă dacă le zic dinainte, am sunat-o pe sora mea cea mare și am zis, trebuie să spun ceva, dar stai jos. Și primul lucru, ce ai făcut? Ai pățit ceva? L-a zis, nu, am filmat un clip. Dar cum te-ai îmbrăcat? Dar pare indecent? Nu, chiar par un copil așa, drăgălar, nu știu ce. Și de acolo, deja având și cunoștințe în domeniu și așa, tot m-au chemat. Deja de la 18 ani m-a luat un manager afară. Și am evoluat chiar bine și frumos. Că ți-ai dorit să faci lucrul ăsta, nu? Sau da. Ai fani? Dacă am fani? Mm-hmm. Băi, eu nu știu, nu-i numesc fani, dar... Dar cum îi numești? Nu știu. Nu mă consideram o vedetă, gen. Dar îmi place ceea ce fac. Mult. Pentru că altfel n-aș continua. În viață trebuie să-ți placă ceea ce faci. Da. Că dacă nu-ți place ceea ce faci... Și le faci așa din scârbă? Clar. Dar cred că și de asta am avut succes. Da? Nu știu, eu consider că da. Pentru că, clar, încep multe persoane să facă chestia asta și... Nu știu, poate unele deja rămân acolo, poate avansează, poate nu avansează. Totul depinde de tine, nu? Da. Și trebuie să faci, nu știu, să faci cu cap. Să nu te prostești. Că influența e mare. Influența e mare și trebuie să, după sfaturile pe care tu le dai, trebuie să înțeleg că trebuie să păstrezi o linie, nu? Sau? Exact, exact. Dacă ar fi să cazi la fiecare propunere și așa mai departe, clar că nu mai avansezi deloc. Larisa, manelele sunt un stil de viață sau distracție? Distracție. Explică-mi un pic ce distracția asta. Păi nu pot să spui că e un stil de viață, adică, nu știu, merg pe concepția că e o distracție. Clar, când faci un chef, nu? Toată lumea după un șpriț, ce ascultă? Manele. Noi iarăși, gen lăutari și noi pe lângă lăutari, clar că ne facem treaba tot așa, prin distracție. Cântează să te simți bine, nu? Sau?
Clar. Păi trebuie să te simți, că altfel n-are rost. Referitor la asta, ce ai alege? Rengle sau Cristina Pucean? N-am nimic cu ea, nici cu el. Dar nu mi se pare așa wow la respectiva. Adică nu știu, nu văd nimic fanii. Cum, are țâțe? Toată lumea are țâțe. Nu înseamnă că dacă eu n-am silicon, n-am țâțe. Nu. Un silicon și un cur poți să spui. De fapt, poți să-și pună orice femeie în viața asta. Știi? Okay. Și bărbații chiar pot să-și pună. Nu recomand, dar pot să-și pună. Nu știu. Pe niciunul, mă. Pe niciunul. Pe niciunul. Dar că nu-mi plac. Nu știu ce nume. Dar să revenim la discuția noastră anterioară, adică la ce se uită bărbații prima oară? La cur și la țâțe, știi, și pe urmă la dinți. Da. Da, da. Nu știu. Și acum mai e și varianta asta la alta și de asta am ales întrebarea asta direct cu două tăișuri să numesc așa, adică rengle, că mai sunt și alți bărbați care se uită la bărbați, nu? Sau? Da. Tot mai mulți? Tot mai mulți. Nu știu ce drag se întâmplă. Și înainte a fost chestia asta. Dar acum sunt mai prea la vedere. Eu am o vorbă acum și o să spun pe podcastul ăsta, de când se fute bărbat cu bărbat, nici vremea nu mai ține cu noi, nu? Să știi. Da, mai chiar că... Altă întrebare. Ce ai alege? Dani Mocanu sau Florin Salam? Da. Florin Salam. Acum 3 săptămâni am dansat cu el. Okay. Nu știu, Dani Mocanu pentru mine... Da, bravo lui. Bravo lui pentru evoluție. Mă refer la stiluri muzicale aici. Da. Nu ca și personaje și ca da, oameni. Clar, Florin Salam. Artiști. Clar, Florin Salam. Ce să fac cu Dani Mocanu? Nici nu pot să dansez. Nu, Florin Salam o să rămână din orice punct de vedere tot acolo, sus. Oricât s-ar apărea. Au apărut mulți și în domeniul ăsta. Da, am văzut, dar știi ce am văzut acum recent? Referitor la Salam, nu știu dacă ai văzut și tu pe TikTok și pe rețelele sociale că a fost dat afară de la... Nuntă. Da, că a fost dat afară de la nuntă. Oboseala, își spune cuvântul. Oboseala, nu? Da. Nu alte no. despre care discutam anterior, no. nu? No. Știi ce vreau să te întreb? Yeah. Ai văzut vreodată un extraterestru care să cânte manele? No. Da, dar nu dau nume. Da. Da, am văzut. Ai văzut, nu? Da, mai mulți. Mai mulți? Da. Dar nu dau nume. Ok. Păi dacă dau de ferește, prins nu reveni bine cu el. Te face marțiană sau lunară? Ce știe, ce s-a întâmplat? Nu, nu. Chiar sunt. De ce vreau să-mi spui? Cel mai ciudat loc în care ai dansat? Mamă, nu știu. La câte cluburi am dansat, așa, nu știu. Stai seama că până îți faci puțină reclamă, gen, mergi peste tot, ca să poți să urci, nu? Da. Cred că în orice domeniu așa. Încep de jos. Indiferent cum arată sau ce persoane sunt lângă tine sau așa. Da, clar că am avut și eu, poate... Spune-mi un cămin cultural de pe sate. A, nu, 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 deci chiar așa. Nu, la cămin chiar n-am dansat în viața mea, dar nici nu știu, nu. Era un fel de cârciumă sau cum se zice? Birt. Da, birt, un fel de birt. Cu mese de alea din lemn, cu scan de lemn, săran de aia de la pădure, adică știi ce zic? Dar gen n-au fost așa, că decât educați, n-au fost gen nesimțiți și... Din puținul lor. Dar vezi că țăranii care taie pădureau și bani, că lemniscum, știu. Nu? Știu. Să știi că chiar e așa. Adică am întâlnit foarte mulți. Vezi, o perspectivă bună. Da. Bani să iasă sau? Bani să iasă, ce contează cum mai ziua de azi. Fără bani nu poți face nimic. Banii nici curul, nici țâțele. Banii viața sau mustiața sau? Da! Sau mustața! Fără mustiață. Spune-mi un moment amuzant care ți s-a întâmplat
între timp ce dansai? Mamă, stai să mă gândesc bine, că nu știu așa. Au fost mai multe, nu? Sau? Nu, nu prea am avut așa chestii de genul. Ce, n-ai râs niciodată de unul mor de beat? A, credeam că te referi la mine. Nu la tine. Mă refer la o întâmplare amuzantă. Nu prea, nu știu. Care și-a scăpat mâna între timp ce punea 50 de euro. Da! Mă, acum, da, astea-ți dai seama că și-mi scapă mâna, nu numai la țâni, dar... Acum, știi cum e, că dacă lași după ei, omul încearcă. Dacă tu îi dai voie și așa, insistă și bagă mai mult. Adică insistă și bagă mai mult. Cum? Insistă și bagă mai mult? Păi clar, gen... Lăsăm sânii la o parte, da? Da. Poate unii, de exemplu... Tenta sexuală o scoatem da, de aici. Da, poate unii, de exemplu, au plăcere să bage banii jos, știi? Nu. Păi da, chiar am prins. Nu cred. Da, da, da. Și depinde și cum ești îmbrăcat. Adică dacă ai niște kilo de la scurt cu tale înaltă și așa, clar că îi fuce mâna rapid. Da. Da, clar că n-am permis. Clar. Ce ai? Eu n-am zis nimic. Da, eu ascult. Crește, nu? Ori bagi, ori scoți dracu. Nici chiar așa. Admirația sau dorință din partea unui bărbat? Hai. Mi-ar place? Ce ți-ar plăcea, da, ție? Să fii admirată sau dorită de un bărbat? Ambele. Poate mai prinde așa unul frumos, rău de tot. Frumos, rău de tot. Și poate, na, e clar că e chestia aia că mi-ar place să mă dorească. Și admirată, clar. Admirată deja ești de toți, nu? Dacă ești frumușică și arăți ok, te îmbraci cât de cât frumos. Clar că te admiră oamenii. Dacă ești mai nașpa așa, nimeni nu se uită. Scuze, fetelor. Larisa, ce mamă dracu înseamnă nașpa? Bărățică! Eu știu că nu există, eu știu că nu există femeie urâtă, numai băutură puțină. Ba da, sunt și femei urâte. Sunt? Da. Neîngrijite. Mă uit la cameră, mă uit la tine. Da. Nu jignesc pe nimeni. Nu. Nu avem voie, nu? Nu. Știi ce subiect mai vreau să dezbat cu tine? Ana Mocanu, o știi, nu? Da. Mă știi, da? Da. Într-un interviu. Mamă, ce reclamă facem. Ana, te pup! Spunea despre ea că e naivă ca cu bărbații și că la vârsta de 34 de ani a ajuns să nu aibă gen familie și copii. Întrebarea de 5 puncte. Bine. Contează naivitatea unei femei în această abordare? Nu neapărat. Hai că am pus o întrebare mai grea. Da, nu neapărat. Din ce știu eu, Ana, cred că a fost și logodită, nu? Da. Nu știu. A stat cu un tip, dar asta nu înseamnă că ea nu și-a continuat ea spunea că e naivă. Despre naivitatea asta a femeilor vreau să discut. Nu știu ce să zic. Am devenit prea serios, așa? Da, nu e de mine. Clumesc. Ai uitat vreodată numele unui bărbat? Eu, da. Pe care l-ai întâlnit? Da, bă, și am pronunțat alt nume. Mai, dar chiar s-a împățit-o pe bune. Era un tip care, na, îl cunoșteam tot așa, prin cluburi. Și cu timpul, na, poate mai sunt uneori când mai ții legătura cu unii, de exemplu, dacă îți place de el, clar că mai ții legătura și să te revezi cu el altă dată când mergi la club. Și tot vorbind, tot nu știu ce, când am venit a doua oară la club, din greșeală să-l stric cum îl cheamă, l-am strigat altfel, na. Asta și el s-a uitat la mine, dar se mai întâmplă, nu? Suntem oameni, mai greșim, trebuie să mai iertăm. Da. Și ce s-a întâmplat?
Păi s-a uitat așa urât. Cine e? Dar nici eu nu știu cine e. Nu știu de ce mi-a venit numele ăsta în cap. Cer scuze. Știi? Să știi că mă pot scoate repede din chestii de-astea. Pa! Nici eu nu mă cred. Glumesc. Și eu mă cred. Da. Deci funcționează abordarea și vrăjala. Trebuie să ai vrăjală? Trebuie să ai vrăjală puțin, da. Știi, cum e, ce am observat eu? Că, de exemplu, unii oameni, chiar dacă sunt urâți, dacă au puțin cașcaval și puțină vrăjală, toate proastele se uită. Pentru că sunt multe, de exemplu, fete care provin dintr-o familie care au, nu știu, în financiar mai prost. Și logica lor, clar, a, păi gata, are bani, îmi scot din sărăcie, ce dracu. Da, chiar e așa. Chiar e așa. Deci cu vrăjeala în ziua de azi și cu puțin cap poți să faci multe chestii. Multe chestii. Bărbații sunt proști? Nu toți. Discutăm la general acum. Da. În general, nu știu. Acum vorbesc de persoanele care, de exemplu, din ce cunosc eu. Eu nu vorbesc de oameni ăștia simpli care chiar sunt proști și dau la femei și așa, așa, așa. Adică dau la femei? Păi dau la femei bani. Ah, ok. Așa. Nu știu dacă chiar e cuvântul potrivit prost, a fi proști. Dar vor și ceva în schimb, sau? Păi logic, păi nimic. Păi dacă dai bani, nu clar că îți trebuie și ceva în schimb? Sau... O plăcere sexuală? Da. Nu știu cum merge treaba cu astea, că mă, da, să știi că e singurul lucru care, de exemplu, de 8 ani de când dansez, niciodată nu m-a tentat să merg pentru bani. Și am avut atâtea propuneri. Și patroni de la cluburi, care chiar erau frumoși, unii dintre ei. Nu știu, aveam impresia că deja se ducea pe râpă chestia faima aia, că ok, e dansatoare, e decentă, își face treaba și pleacă. Dar deja când cineva vine la tine cu chestii de genul să-ți ofere bani, deja te simți ca și o femeie care lucrează pentru bani. Nu știu. Cei bărbații sunt învățați să plătească, știi? Și poate de asta... Uite. Poate de asta și eu nici nu îi condamn pe bărbații ăștia care plătesc. Pentru că majoritatea dintre ei, de ce aleg să meargă la femei? Pentru că acasă nu li se oferă ceea ce vor ei. Ok, să zicem că înțelegerea, familia e o chestie. Plăcerea, care face parte din contactul sexual, acolo sunt cele mai multe probleme. Și în ziua de azi. Deci într-o relație dintre doi oameni, să înțeleg, de asta umblă bărbații la futut? Da. Pentru că, nu le fut femeile prea bine. Nu-i sug, nu? Că am mai auzit despre asta. Ok. Da, le plac și faptul când îi sug. Da, contează mult. Trebuie să fuți bine bărbatul, ca să stea lângă tine. Trebuie să-i fuți bine. Dacă nu-i fuți bine, atunci caut altceva, ce-i mai bun. Și creierii, nu? Și creierii. Să-i se învârtă... Să-i storci. Să-i se învârtă ochii ca la păcănele, știi? Da, da, da. Numai 7 să vadă, sau... Nu, dar trebuie să-i fuți bine ca să stea acolo. Dacă nu, clar, aleg altceva. Așa ține o femeie un bărbat, nu? Dacă îl fute bine. Da. Da. Și okay. Pe urmă restul. Ți-am zis, înțelegerea e o chestie, e o altă, un lucru diferit. Dar dacă mai îl și fuți bine, clar că e tot ce trebuie. Am înțeles. Ce înseamnă pentru tine să fii dansatoare? Ce trebare. Așa mai de corazon. Da, acum ai atins. Ce înseamnă pentru mine să fiu dansatoare? Da, așa. Nu pot să zic totul. Acum sună cam penibil să zic totul. Nu știu, în primul rând, clar că face parte din viața mea.
Stai. Ce dracu? Nu știu. Te ascult. Viața ta, da. Sper că tăieți asta, nu? De seama, te eram live. Era blană. Aveam deja 7.000. Nu știu, nu înseamnă tot pentru un fiu dansator. Îți dai seama. Dar n-a spus că înseamnă tot. Ce înseamnă pentru tine? Nu, eu zic. Nu pot să zic că înseamnă tot. Că mai auzi pe alții că fac meseria nu știu care și înseamnă totul. Nu pot să zici așa ceva, clar. Dar n-ai cum să fii olin. Acum mă bag și eu în discuția asta. N-ai cum să fii olin în viață pe meserie pe care o faci. Adică logic. Nu înseamnă că dinții pe care îi fac eu înseamnă totul pentru exact. Mine. Adică, exact. Exact. De treabă. Exact. Nu? Mai știi cum e? Cât pot, cât mă mai duce corpul. Să mai ești tânără. Păi logic, dar nici nu pot să fiu Cornelia. O știi pe Cornelia? Da. Așa. Câți ani are Cornelia? Are 50 de ani? Plus. Mamă, da. Bine. Ar fi culmea să ajung dracu Larisa Păfar la 50 de ani să-mi vedea din... Dar eu cu purdei după mine, știi? Nu. No. Cât pot mai trag. Dar mai profit de ocazie. Să știi că e o meserie foarte faină. În primul rând... Și faptul că călătorești mult. Nu plătești nimic. Clar, bilete de avion, chestii, cazare, nu știu ce. Faci și bani frumoși. Adică, na, clar că îi faci și ușor într-un fel, dar na, și tragi oboseală, nu sunt dormite drumuri. Dar nici nu m-aș vedea să merg pe un salariu gen de ospătară, de etc. Să nu jignesc acum, dracu, pe... Da. Nu, n-aș putea. N-aș putea pentru că mi se pare, nu știu, m-am învățat așa, știi? Că poate dacă mă obișnuiam și eu sau învățam chestia asta la altă, poate acum nu ziceam asta. Am învățat să-i fac mai ușor așa. De ce dracu Cotiro și Pucianca și astea toate? Că faci bani. Că dacă n-ai face bani, clar că și-ar schimba meseria. Și eu mi-aș schimba poate. Și când faci bani, ai planuri de viitor? Păi, clar că te gândești, mă, stai așa. Banii ăștia, pe cum vin sau cât de vin de repede, clar că se și duc la fel de repede. Trebuie să investești în ceva sau îi strângi și cu timpul să-ți deschizi o afacere sau să-ți iei o casă, că multe din ele, de exemplu, fac bani o grămadă și îți dau și... să zic. Dar spun eu ce fac. Ce au, fac? Au poșete de-astea Hermes pe care și le pun în cap. Au curele Louis Vuitton și umblă în Balenciaga și alte branduri scumpe. Și mai au nu știu ce Rolex-uri cu 50-60 de mii. Da. Da. Asta fac. Am cunoștințe. Eu sper să nu se simtă. Acum nu fac referire, dar exact la o persoană. Am cunoștință sau cunosc persoane care nici în ziua de azi care puteau să-și cumpere o grămadă, dar o grămadă de locuințe sau apartamente sau o garsonieră, orice și nu și-au cumpărat nici în ziua de azi, chiar dacă au făcut o grămadă de bani și stau tot în chirie. Și atunci care mai e faza? Să crei nemuritori? Sau... Stai cu minte. Dive. Nu. Direct dive, mă. Ies din casă cochete, cum se consideră ele. Ok. Dar știi care e faza? Cât ține chestia asta? Cât ești în public? După ce mergi acasă, nu știi. După ce să pui mâna? Cum să faci rost de bani să plătești chiria? Cheltuielile? Aiure. Nu știu. Fetele din ziua de azi și nu doar fetele, că am văzut că și băieții din ziua de azi au tot timpul tendința asta de epata, adică de a arăta ceea ce nu sunt, adică băi, umblu îmbrăcat în branduri și în haine scumpe și mă dau în mașini scumpe, dar eu stau vai de steaua și de mama mea într-o garsonieră. Exact. Sau cu mama sau cu știu eu cine. Oh, dar cât să sunt că care stau cu părinții.
Și se consideră mari șmecheri când îi vezi în cluburi. Dar de fapt tu știi cum e. Da. Am fost un pic hateri. Hai să schimbăm. Hai că nu mai vreau să fim hater, că în momentul când le voi pune iar pe rețelele sociale o să ne luăm un bilion de pule în cur. Atât eu, oi, cât atât eu cât și tu și nu vreau. Da, nu-i problemă, așa le sunt. Da. Vreau să te întreb ceva. Yeah. Dacă ar fi să creezi o coreografie pe o piesă, care ar fi piesa? Wow. Și cum s-ar numi coreografia pe care ai face-o? Puh. Hai să fim creativi. Pe ce piesă? Nu știu. Mă, să știi. Stai să spun. Deci eu, când o să mă mărit în viața asta, dacă o să mă mărit, dar eu consider că o să... Eu cred că o să mă mărit, că o să mă ceară și pe mine, dracu. De fapt, glumesc. Am fost cerută. nici de cum nu o să pun tot felul de melodii de astea de dragoste. N-ai văzut că majoritatea, primul dans a mirilor, ba îs melodii de dragoste, ba îs melodii lente. Măi, eu vreau ceva porno rău de tot. Deci eu vreau ceva, un sistem de la care să nu vezi la orice nuntă. Faci o robă. Da. Nu chiar acum. Bine, vreau ceva așa mișto rău. Așa lasciv, sexy, porno. Dăm un exemplu. Nu știu melodia aia, ca să ți-o zic, dar pot să zic că nu o să fie. Deci eu când o să fac nunta, nu o să vezi gen, ce vezi la toate nunțile. O să fie ceva diferit. Ceva diferit. Și clar, nu o să-mi fac la o sală de nunți. Vreau ceva în aer liber, miștoră. Dă-ne un spoiler. Măcar melodia și nu, o parte din coreografie. Deci coreografia am înțeles. Da, porno, ce, da, da, normal, deci ceva cu mișto rău. Porno, da. Așa. Ok. Ce și melodia? Piesa? Mă, nu vine în minte melodia, dar mi-a plăcut una rău de tot. Dar nu știu cum se numea. Era ceva așa, remix, dar melodie ușoară oricum. Nu pe manele, mă. Nu pe manele? Nu pe manele. Am mai fi o dansatoare de manele, dar nici chiar așa. Nu. Vreau ceva așa mai, știi? Sistem de ăsta mișto. Nu, nu, manele. Nu știu cum. Nu știu. Stai unde. Seama, până atunci se mai schimbă, mă. Dăm un exemplu. Ce melodie? O luăm The Weeknd, care? Mă, mie îmi place mult de Tania. Taina. Taina? Taina. Take it, take it, da. Miștoră tipa. Miștoră. Dacă ar fi așa și româncele noastre, da, direct bine, de femeie. Tu... E albaneză. Da? Da. Taina e albaneză. Știu că urmăresc de câțiva ani. Și eu. Mi-a place rău de tot. Da, e o gagică top. O gagică top. Din orice punct de vedere. Începând de la muzică până la aspect fizic. Repuiește bine, îmbrăcăminte. Despre ce vorbim? Deci Taina e un exemplu pentru tine. Da. Este, mă, jur. Deci mie îmi plac genul ăla de femei. Și înaltă. E ce trebuie. Păi vezi una de-asta care apare așa dansată. Am noi fi o prea înaltă. Dar totuși, când vezi de-asta 1,50 m și tocurile dita mai și până la jumătatea programului se descalță că nu mai pot dansa. Păi tu ce dracule e atunci, nu? Păi tu ce le iei pe picioare? Dacă nu poți să faci față, stai pe tocuri. Stai dracu, ia ceva cizme, bocanci, țepele. Mai au fost unele, mă, că au venit cu bocanci pe picioare, costum oriental. Păi... Poți să vin cu o propunere? Eu nu fac referire la nimeni. Nici eu. Nu. Eu propun, nu să eu propun să danseze la bară. Că atunci nu mai trebuie să stea pe picioare, știi? Mai, da, e mai interactiv. Da. Da, oricum românii, mai să știi că suntem înapoiați rău. Dacă mergi, de exemplu, afară. Vezi de ce îmi place mie să dansez afară? Uite un motiv bun. N-am primit prea multe. Adică, nu știu, am avut grijă de imaginea mea. Acum că mai o fi un dăsta prost și să află din fundul grădinii că să bage ceva de vină, clar că o să găsească. Că așa sunt ăștia. Dar, de exemplu, am avut grijă la imaginea mea. Și asta vreau să zic că, uite, afară, oamenii sunt foarte deschiși, mă. Ok, dansul la bară e un sport. A, pentru noi, de exemplu, la noi, spun, asta chiar o zic, nu-mi pasă. Uite, neamurile mele, i-a zis lui mama,
a, păi dansatoare. Păi ce o să devină de aia? O mare curvă. Așa i-a zis la mama. Și după aia a început mama cu a ei, cu chestii, cu fai, că uite ce a zis asta, uite ce a zis, lasă-mă mă în pace, că până la urmă nu stau eu cu ele. Dar, uite, de exemplu, faptul că dansez la bară e un sport și e un sport foarte greu. E, la noi nu. E curvă, mă. Da, știu. Așa sunt. Avem tot felul de prejudecați. Mm-hmm. Noi ca oameni. Dar oricum noi românii suntem mai proști. Da, nu toți. Nu generaliza. Știi ce vreau să te întreb? Da. Yeah. Dacă ai putea să-ți creezi propriul tău brand de sutiene. S-a numit. Mai stai să zic. Uite, eu nu vreau să pun niciun nume, așa, mai ciudat. Eu acum sunt la facultatea de design vestimentar. Nu mi-aș schimba numele. Nu mi-aș pune, nu mi-aș căuta nu știu ce. Nu, direct. S-a popa. Oricum toată lumea, clar am care mă știu, că nu pot să zic toată lumea, nu mă știam toată lumea asta. Nu, dar care mă știu așa din domeniul ăsta de dansatoare, clar că mi-aș continua cu același nume. Și după ce, dacă m-am mărit, tot așa vreau să rămână. Popa, mă. Popa Larisa. Brandu. Așa se cheamă. Larisa chemă. Popa, mă. A, invers. Popa Larisa. Glumesc. Da. Să prind esența. Da. Și întrebarea mea pentru tine este, dacă un bilionar ți-ar băga la sutien un cec de 5 milioane de euro, aolea, ce schimbare ai face de mâine? Ce schimbare aș face de mâine? Da. Mă, la toată lumea aș da bani. Deci cred că 1 milion de euro la toți aș dura. La toate familiile astea care au nevoie. Mai ales că, de exemplu, sor mea, de vreo 3 ani de zile sau 4 ani de zile, în fiecare an și în fiecare an ajută tot felul de familii care au nevoie. Și clar că și eu particip cu ea la distribuirea pachetelor, la tot felul, mai ales de sărbători, că și atunci, atunci bine, clar, că majoritatea zic că gata, le dai de sărbători și tot anul ce mănâncă pula, scuze. Dar, nu, clar că trebuie să-i ajut în continuare, cu cât poți. Dar clar că 1 milion de euro i-aș dona la familie. I-aș dona. Wow. Dar n-ai cum. N-ai cum, că oricum îți dă Dumnezeu. Dacă o vine norocul peste mine, să vină și peste ei, nu? Da. Trebuie. Foarte tare. Și pe lângă asta, nu știu. Aș investi și eu mai mult în mine, nu? Da. Nu, dar ăsta ar fi primul lucru. Ăsta ar fi. Și pe urmă aș investi, nu știu. Mine oricum mie îmi place așa, mai naturală. Și faptul că deja majoritatea sunt prea plasticate, mă. Nu știu, și îți dă senzația asta, uite, de exemplu, prind așa clienți și patroni care zic, bă, în sfârșit ești naturală și chiar e simpatică așa naturală. Sunt, mă, de exemplu, alte dansatoare care sunt prea plasticate, dar din cap până în picioare. De ce fac asta? Păi, ele consideră că, vezi, Doamne, arată mai bine, așa că își pun un curu, își pun o țâță, își pun un pomet, o buză, o ceva și gata, stop. E, dar, asta nu ține o viață întreagă. Nu poți să ascunzi urâțenia din tine, dacă Dumnezeu te-a lăsat urâtă pe viață. Dacă ai fost desenată de Dumnezeu cu mâna stângă, hai să reconfigurezi un pic. Nu. Nu, mă, toți suntem frumoși. În felul nostru. Da, dar unele referitor... se prostesc prea tare. Chiar se prostesc prea tare. Referitor la asta, atentă ce întrebare am pregătit pentru tine, ipotetic discutând. Că viața, cu toții știm că e scurtă. Da. Și oricât ai investi în viața ta și oricât ai face să fii frumoasă ca și fetele astea de care tu îmi povesteai anterior, că investesc în ele, dar mai devreme sau mai târziu tot acolo ajungem. Da. Ipotetic. Da, dacă ai cădea într-o prăpastie de 1000 de metri, ce melodie ai fredona în gând? Nici o melodie. Decât să mă ajute Dumnezeu să nu mor. Clar, m-aș ruga, mă.
aș ruga. Mie mi-e frică de moarte. Eu nu mă... Deci eu, de exemplu, după ce mor, eu nu vreau să mă îngrop. Dacă o să am copii în viața asta, sau la nepoț o să-l las cu gură de moarte, să nu mă îngrope. Să mă ardă și să mă bage într-un ăsta, într-un loc, la un pom, să crească verdeață pe mine. Deci ești nebun la cap să știu eu că mi se putrezește corpul. No. Incinerat? Să mă ardă. Da, să te ardă. Să mă ardă. Chiar dacă e păcat. Și că e păcat să faci chestia asta. Nu știu. Depinde, da, așa m-auzit. Depinde din ce perspectivă, depinde din ce perspectivă o privești. Acum, dacă ești hindus, da. Depinde. Aici noi discutăm din alte puncte de vedere religioase, politice, în care, exact. Sincer, nu-mi doresc să intrăm. Cu toate că noi, românii, cea mai ortodoxă nație din lumea asta și trebuie respectate și lucrurile astea. Eu da. Zic așa, nu? Așa. Tot ceea ce vedem la TV e adevărat? Da! Foarte adevărat! Totul este real, ceea ce se întâmplă la TV. Deci, toți oamenii îi sfătuiesc să creadă tot ce se întâmplă acolo. Glumesc. Glumesc. Nu. Nimic. Nimic. Până ajungi la varianta originală, mai mănânci încă 3 pâini. Clar, mă. Și la știrile astea. Nu spun niciun canal. Știi la știrile TV. Când se întâmplă o chestie. Bine, poate acolo. Poate acolo, da. Dar, de exemplu, la reality show-urile astea, Miss Piranda și Cutanda, nu, nimic. Nimic. Totul e fake? Fake. Fake. Și ce vreau să te mai întreb referitor la asta? Cum ai dansa Monkey Dance Like a Star pe manele? Da. N-aș putea, mă. De ce? Nu știu, n-aș putea. Nu-ți plac manelele sau? Îmi plac manele. Nu, nu. Nu, dar n-aș putea, nu știu. Și așa, cât am fost acolo, mi-am primit o grămadă de chestii negative. Nu știu. Prea... Nu, nici n-aș mai putea participa, de exemplu, la o emisiune TV. Nu mă regăsesc. Da, dacă mă lasă pe mine, naturală, handicapată, proastă cum sunt, atunci da, mai merge. Dacă mă pune să fac ca ei, nu pot. Nu-mi iese, mă, dacă... De exemplu, eu nici nu pot fi falsă. Eu așa sunt eu. Dacă mie vine să râd sau să spun o prostie, eu spun. Nu pot să fiu genul ăla dăm fals sau să încerc să par ceva ce nu pot fi. Nici chestia asta. Nu pot. Nu te da ce nu pot să fii. Da. Asta e da, ceva să știi că, de exemplu, da, da, uite, de exemplu, multe persoane sunt și false. Adică încearcă să pară în public genul ăla de persoane, mă, știi? Dar de fapt ele nu sunt așa. De exemplu, eu iarăși naturală și acolo și aici și acolo, peste tot. Dacă sunt handicapată, rămân handicapată. Nu pot fi nici serioasă, ți-am zis. Bine, serioasă la modul că, ok, dacă se întâmplă o chestie importantă, o decizie, viața asta, ok, acolo, da. Dar așa, în viața de zi cu zi, nu mă. Place să-mi trăiesc viața. Place să mă distrez. Place să glumesc, să râd. Pe ce atâta supărare? Vezi că și așa o viață avem. Și e scurtă, nu? E scurtă, mă. Trebuie să-ți treci viața. Și știi ce vreau să zic? Ia. Yeah. Am ajuns la o oră de podcast. Aoleu! Deja? Deja. Păi, și acum când m-am încins așa... Și întrebarea mea de final pentru tine e... Ia. Yeah. Dacă ai Bombă. Putea fi orice animal pentru o zi, care ai fi? Nu știu, oare ce animal, nu știu. Nu opresc cu animalele. Îmi place să fiu un animal în pat. Deci nu, nu-mi doresc niciun animal. Nu, pentru că și așa sunt. Am eu scăpări uneori. Am. Trebuie să înțeleg că tu ești un animal, ok.
am scăpări în pat. Nu mă las să fac, glumesc. Mai vreau să mai facem un podcast pe viitor. Ce zici, te bagi? Logic. Dar nu vorbim despre subiectul ăsta. Hai să le facem cu mâna. Hello. Vă pupăm. Seară frumoasă. Pa.